Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Gala învățământului la Onești. Gemstone Garden, grădina pietrelor prețioase. Spitalul Municipal de Urgență Moinești devine Spital Clinic de Urgență. Oneștiul a avut parte de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Sportului, evenimente de prestigiu care au adus în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 s-a desfășurat Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. La eveniment a fost prezentă și inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, profesor Ana Maria Igarmin. Este o inițiativă care, în ciuda faptului că are iz tradițional și este bine să rămână așa, pentru că, iată, autoritățile locale din Onești, an de an, au avut grijă cumva să găsească o cale firească, legală, dar care să accentueze ideea unui traseu meritoriu pe care școala moneșteană să-l urmeze. Spuneam că este, iată, o oportunitate prin care voi, dragii noștri elevi, dragi copii, dumneavoastră, stimați colegi, stimați părinți și iată împreună cu autoritățile locale găsiți cumva o portiță, corectă din punctul de vedere al managerierii, a ceea ce înseamnă performanța, de la momentele din care copilul mai mic, mai puțin mic, ajunge să înțeleagă că pentru reușită trebuie efort, că reușita presupune efort. Că orice succes, orice diplomă obținută, orice notă sau, nu știu, medie mai mare la un examen sau la un concurs înseamnă, de fapt, seriozitate, înseamnă aplicarea a ceea ce poate nu e atât de atractiv în esență, dar care trebuie făcut, pentru că așa e în viață, facem ce trebuie și nu ceea ce vrem. Dacă ne propunem, noi părinții, în mod sigur, cadre didactice de asemenea și, bineînțeles, și elevii care înțeleg că tot ceea ce presupune reușită, presupune de fapt și efort. Și de aceea faptul că voi, dragi elevi, sunteți astăzi aici pentru a vă fi celebrate și recunoscute, pentru că da, toți avem nevoie de recunoștință în sensul să ni se recunoască efortul, meritele și că suntem o piesă, sună tehnic și poate nesemnificativ, dar o piesă dintr-un puzzle, un puzzle însemnat, un puzzle care este imaginea învățământului oneștean, un puzzle care arată că în ziua de astăzi, în zilele de astăzi, se fac și lucruri bune în învățământul românesc și nu doar, Doamne ferește, elemente ce țin de bullying sau droguri, în niciun caz. Iată că ceea ce se întâmplă astăzi, da, e un moment de celebrare, de asta l-am numit așa, și este, spuneam, de lăudat inițiativa autorităților locale, de aceea nu pot să îmi doresc decât să o țineți tot așa. Și voi, dragile, și dumneavoastră, dragi părinți, pentru că a fi alături de copil în momentele acestea de ușoară tensiune, nu? Când munca presupune și efort de timp și intelectual, când e nevoie și de bănuți pentru deplasare și alte cele, și, bineînțeles, țineți-o tot așa și dumneavoastră, colegii mei, stimate cadre didactice, pentru că atunci când simțim într-adevăr că avem în față un elev cu potențial, corect este să ne mobilizăm. Și asta ați făcut dumneavoastră și colegii noștri, care poate nu sunt aici, da? Dar mai ales dumneavoastră, cei care vă însoțiți astăzi, elevii desemnați câștigători, să spunem generic. De asemenea, țineți-o tot așa și dumneavoastră, domnule primar, în sensul... iată, identificării momentelor prin care să ne bucurăm împreună, să recunoaștem, repet, cu toții avem nevoie de recunoaștere, da, și de o formă de motivare venită din exterior de data aceasta,
ca să mergem înainte. Succes, Doamne ajută! O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă, care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențiind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază și importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Bine ați venit la acest eveniment de suflet. Spun de suflet, întrucât acest proiect a demarat în anul 2013 la inițiativa mea. De la an la an am încercat să îmbunătățim acest proiect. Un proiect care anul ăsta a avut o tendință de a șchiopăta, întrucât s-a schimbat legislația și din bugetul local n-am mai putut premia participările la olimpiadele naționale și internaționale, drept pentru care am găsit soluții. Trebuia să găsesc soluții, era de datoria mea, nu puteam să tai acest drept oarecum câștigat de tinerii meritoși și dascălii care i-au pregătit. Așa cum spunea și Alin mai devreme, doi sponsori au asigurat suma de 60.000 de lei, peste 60.000 de lei, fiecare câte 30.000. Este vorba de societatea Panimon și Nevila. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-l invit pe domnul Mihai Ilie, reprezentantul firmei Panimon, să îi mulțumim pentru gestul făcut. Domnului primar pentru provocare. Mă onorează că am putut face parte la acest proiect. Felicit acești copii minunați, felicit cadrele didactice, domnii și doamnele profesori, felicit părinții, doresc succes mai departe. Voi sunteți viitorul și viața este o provocare pe care trebuie să o care ne pune la încercare. Vă doresc mult succes în continuare. Vreau și eu să felicit, nu continuăm evenimentul până nu-i felicit pe copii pentru efortul depus. Într-adevăr, meritați tot respectul nostru, sunteți viitorul nostru și trebuie să ne aplecăm. Noi, ca și autorități locale, trebuie să vă recunoaștem și să vă încurajăm pentru ceea ce faceți, pentru efortul depus și să vă mulțumim. Mulțumim domnilor profesori, mulțumim domnilor directori, mulțumim domnul inspector general că ați onorat invitația noastră și sunteți astăzi alături de noi. Mulțumim, dragi părinți, pentru modul frumos în care vă creșteți și vă educați copiii. Grădina Pietrelor Prețioase. La galeriile Alfa a Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău a fost deschisă expoziția personală a artistei Carmen Poenaru, Gemstone Garden, Grădina Pietrelor Prețioase. Acțiunea poate fi înscrisă ca un eveniment cultural remarcabil, pornind de la excelență și notorietatea artistei, cât și despre expoziția în sine. O artistă cu un palmares absolut impresionant, cu o evoluție ce a propulsat-o în elita artiștilor plastici din România. O artistă care se bucură în prezent de un real succes și de un statut profesional pe care îl merită și pe care l-a obținut exclusiv pe baza talentului și a unei capacități uluitoare de muncă. Carmen e, după cum știți, e o mare neliniștită. Carmen e peste tot, în expoziții interne și internaționale. Carmen e mereu în căutarea ceva nou. E versatilă, schimbă ușor temele, schimbă foarte ușor registrele stilistice. Carmen refuză să rămână încremenită într-un proiect și se reinventează în permanență. Despre Carmen, cea plină de surprize și despre lucrările ei ce mereu surprind atenția publicului, a vorbit și Carmen Mihalache, critic de artă, director al revistei Ateneu. Am să mă folosesc de un paradox și am să spun că
atunci când este vorba de ea, surprinzător ar fi să nu ne surprindă, pentru că starea ei naturală este neastâmpăru și de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea, Carmen are ceva nou de găsit, de spus, de înfățișat și dacă tot se află mereu în căutarea asta, mi-amintesc o vorba lui Henry Miller, zice, faceți ceva așa, dar măcar să fie și cu bucurie. Și ea reușește lucrul acesta, reușește să ne încânte de fiecare dată cu expozițiile ei și cu temele pe care și le alege. Așa cum era de așteptat, printre invitați a fost și un specialist în domeniul pietrelor prețioase. Este vorba de profesor Mihaela Marinei, care a impresionat publicul cu mesajele transcendentale ale fiecărei pietre prețioase de pe Simeze, iar despre artista expozantă a menționat biografia creatoare, incursiunile ei prin arta orientală și occidentală. Astăzi, Carmen ne invită într-o călătorie de un rafinament molipsitor în lumea picturii, abordată din perspectiva cristalelor. Cristalele aceste ființe vii, care, dacă știi să le asculți, ne vorbesc, ne transmit mesaje. Cristalele sunt copiii mariajului dintre Rai și Pământ și sunt darul făcut de Gaia, spiritul planetei noastre, nouă oamenilor, pentru a ne potența iubirea și lumina. Pentru că a ținut destul publicul cu sufletul la gură, Carmen Poenaru, artistă, membra a UAPR, pe care Bacăul a adoptat-o acum 35 de ani, a spus și povestea grădinii cu pietrele prețioase și legătura profundă a artistei cu prețioasele cristale vii, precum opalul, jaspul, rubinul, malachitul, jadul sau labradoritul. Este o temă care inițial nu am vrut să fac asta, am vrut să fac grădina de piatră, eu mi-am imaginat o lucrare cu lucrare, betonuri de alburi, alb pe alb, un fel de grădină în care să stai să meditezi, să te autocunoști, să mergi până în adâncul ființei tale și să găsești acea lumină care este una și aceeași cu lumina care pătrunde în absolut tot ceea ce înseamnă, acea lumină care înseamnă creația în sine. Dar n-a fost să fie așa, pentru că între timp am descoperit niște pietre care mi-au plăcut foarte mult și am zis, a, da, asta e, mă reprezintă, înseamnă culoare, înseamnă mișcare, înseamnă structură, asta sunt eu. De unde a pornit totul? De la jazz. Pentru că am văzut o piatră superbă, care se numea jazzul și scria acolo că zodia berbecului are ca piatră totemică jazzul. Jazzul, n-am văzut niciodată jazz. Și m-am apucat să caut jazzul ăsta și l-am găsit în 1001 de feluri. Fiecare jazz, depinde de unde provine, are o altă structură, altă culoare. Cel indonezian este numai galben cu gri, cel american este regele care are toate culorile curcubeului, este incredibil că este aceeași piatră. Apoi am descoperit jaspru african, jaspru australian. Am intrat așa ca într-un fel de flux și atunci am început să caut și realmente să cercetez pietrele și energiile pe care le degajă. Evident, cel mai bun judecător al unei expoziții este publicul care o vizitează, iar publicul asta a făcut, iar cei curioși au chestionat-o pe maestră despre semnificațiile unora dintre lucrările prezentate. Expoziția rămâne deschisă până pe 14 aprilie 2024. Spitalul Municipal de Urgență Moinești trece printr-o transformare majoră, devenind un spital clinic. Această schimbare este marcată de înființarea unei secții clinice de chirurgie generală, făcând de Spitalul Municipal de Urgență Moinești prima unitate medicală din țară care obține acest statut fără a fi într-un centru universitar. Ordinul 1342 emis de Ministerul Sănătății la începutul lunii martie a confirmat reorganizarea structurii organizatorice a spitalului pentru a înființa secția clinică de chirurgie generală. Această decizie a fost luată cu avizul Ministerului Educației și cu susținerea Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Noua secție clinică nu doar diversifică serviciile medicale cu profil chirurgical, ci și îmbunătățește calitatea actului medical prin actualizarea constantă a pregătirii profesionale și a dotărilor conform standardelor internaționale. De asemenea, susține activitățile universitare și postuniversitare, oferind un mediu propice pentru formarea tinerilor chirurgi în cadrul programului de rezidențiat.
La începutul lunii martie acestui an, prin ordinul numărul 1342 emis de Ministrul Sănătății, s-a aprobat în actuala structură organizatorică a Spitalului Municipal de Urgență Moinești înființarea secției clinice de chirurgie generală prin reorganizarea secției de chirurgie generală. La baza luării deciziei Ministrului Sănătății, profesorul universitar dr. Alexandru Rafila, au stat solicitarea Facultății de Medicină din cadrul Universității Bania din Brașov, avizul Ministerului Educației, hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești și dispozițiile legii numărul 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și dispozițiile Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Educației și Cercetării din 2007 privind colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical. Cu dorința de a extinde viziunea Spitalului Municipal de Urgență Moinești, s-au întreprins acțiuni în acest sens, precizând că statutul de secție clinică de chirurgie aduce beneficii pe mai multe planuri. Respectiv, diversificarea serviciilor medicale cu profil chirurgical și creșterea calității actului medical prin actualizarea permanentă la standarde internaționale a pregătirii profesionale, dotării și a tehnicilor folosite, susținerea activităților universitare și postuniversitare prin formarea tinerilor chirurgi în cadrul programului de rezidențiat, lărgirea oportunității ca spitalul din Moinești să devină un mediu profesional emblemă pentru medicii cu experiență și nu în ultimul rând, realizarea și dezvoltarea programelor axate pe cercetarea științifică și pe educație medicală continuă. Odată cu dobândirea statutului de secție clinică pentru secția de chirurgie generală în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, se vor putea desfășura activități de învățământ medical universitar și post-universitar adresat studenților și medicilor rezidenți aflați sub directa coordonare a cadrelor didactice, respectiv profesor dr. Adrian Cotărleț, șef de lucrări lector dr. Hogea Mircea și șef de lucrări lector dr. Munteanu Pontruț, fiind posibilă realizarea unor activități de cercetare clinică, studii clinice, în cadrul Departamentului de Cercetare Medicală a Spitalului, existent încă din anul 2008, acreditat de Academia de Științe Medicale din România și atestat conform deciziei numărul 9673 de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. În ultimii ani s-a observat o creștere a adresabilității și complexității cazuisticii chirurgicale, argumentată de prestația serviciilor medicale către asigurații care provin în proporție de 18% din municipiul Moinești, 66% din județul Bacău, 16% din alte județe. Întreaga echipă de specialiști chirurgi ai spitalului tratează anual, atât în regim de internare continuă cât și de zi, 11.853 de pacienți în anul 2023, programați sau în regim de urgență, pacienți cu diferite patologii chirurgicale. În anul 2023 s-au efectuat 2071 intervenții chirurgicale în cele 4 săli de operații din blocul operator, care a fost renovat conform standardelor europene în anul 2002 printr-un proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Moinești. Împreună cu colegii chirurgi s-au efectuat peste 15.000 de intervenții chirurgicale laparoscopice, iar rezultatele au fost prezentate la congrese naționale și internaționale, dintre care amintesc SAGES-ul, Congresul Chirurgilor Americani desfășurat la Boston, lucrare prezentată la Academia Franceză de Chirurgie și la Congresul European de Chirurgie din 2023 de la Roma. Participarea cu lucrări științifice ne oferă posibilitatea de a face cunoscută propria activitate, inclusiv permanenta preocupare pentru modernism și ancorare în tendințele actuale internaționale. Avem proiecte ample de rurale și în anul 2024. Existența secției de clinice de chirurgie reprezintă pentru noi finalizarea cu succes a unor obiective, favorizând permanenta interacțiune cu profesioniștii din domeniul medical, cu experiențe și perspective diverse. În final, mulțumim tuturor celor care ne-au oferit sprijin în realizarea acestui demers organizatoric,
și avem speranța că prin activitatea desfășurată în secția clinică de chirurgie generală se vor îmbunătăți atât calitatea serviciilor medicale oferite, cât și așteptările și nevoile pacienților. Este un cuvânt în plus, da? 6 litere are, dar care cântărește extraordinar de bun. Vreau să fac public demersul acesta a început în urmă cu 8 luni și a fost un demers care a urmat niște etape foarte, foarte exigente din cauza că este prima secție clinică dintr-un oraș neuniversitar. Nu mai spun din spitalul municipal. Și ca să mergem mai departe, în activitatea spitalicească din județul Bacău, de peste 150 de ani, și la Moinești am făcut la ediția precedentă, dacă vă aduceți aminte, am comemorat 150 de ani de activitate spitalicească în Moinești, este prima secție clinică din județul Bacău. Aceste demersuri nu au fost atât de simple, fiindcă v-am citit doar o parte din legislația la care a trebuit să răspundă cererea noastră. Am amintit în termeni, să spun așa, mai sofisticat, dacă îmi permiteți, ce înseamnă clinică. Înseamnă o mare îndatorire din partea personalului care profesează. Alături de bolnav mai apare o entitate, studentul, rezidentul, care sunt și ei dornici de a învăța. Avem deja de pe acum solicitări în această privință și trebuie colectivul nostru să răspundă la aceste exigențe. În afară de lucrul acesta, vom fi angrenați în diferite proiecte. Noi le avem și acum cu clinici universitare din România și din afară, în care trebuie să răspundem. Iar faptul că am corespuns de exigențelor unui congres american de chirurgie, a unui congres european, pentru mine cel mai de suflet este prezentarea făcută la Academia Franceză de Chirurgie, care are o istorie foarte, foarte bogată și niște personalități care efectiv m-au marcat în pregătirea profesională. Și în final, prin toate demersurile acestea, sigur se va îmbunătăți, în primul rând, calitatea actului medical din această secție. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 26 martie, cerul va fi parțial noros, pe alocuri ne mai zâmbește și soarele, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Miercuri, 27 martie, cerul va fi înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 12, chiar 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.